Weekendul debutează cu vreme caldă, mai ales în partea de sud a țării, unde temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar după amiază se vor înregistra ploi în averse în zonele de deal și de munte și izolat și în rest. Vântul va avea intensificări în timpul ploilor, iar maxima zilei va atinge 27 de grade Celsius. La noapte va ploua în averse cu tunete și fulgere, mai ales în vestul țării și izolat și în rest. Vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul va avea intensificări la munte și în sud-est, iar minimele termice vor fi cuprinse între 7 și 13 grade. Instabilitatea atmosferică se accentuează duminică, se vor semnala averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a țării, iar izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul va avea intensificări în est, sud-est și la munte, iar maximele termice vor scădea față de zilele precedente. Se vor înregistra temperaturi cuprinse între 17 și 23 de grade. În capitală, ziua de sâmbătă va fi una caldă cu cer variabil. Maxima zilei va fi de 26 de grade. La noapte va ploua în averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat. Duminică se răcește, maxima va fi de 22 de grade și va continua să plouă. Ziua de luni va fi una rece cu o temperatură de 18 grade Celsius. Sunt prognozate noi ploi în averse cu tunete și fulgere. Pe litoral, în acest weekend, vremea va fi caldă și frumoasă sâmbătă, dar duminică devine instabilă. Va ploua în averse, iar vântul va avea intensificări. Maximele termice se vor încadra între 19 și 21 de grade, iar minima termică va fi de 13 grade Celsius. Săptămâna viitoare va debuta cu ploi în majoritatea regiunilor țării. Temperaturile vor mai scădea, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale la munte. Maxima zilei nu va depăși 22 de grade Celsius, iar minima va fi de 5 grade.